Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, doamna dr. Florinela Stoianovici, medic în medicină holistică și homeopatie, ne vorbește astăzi despre cum tratează medicina holistică afecțiunile coloanei. Bun găsit, doamnă doctor, și mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, bună ziua tuturor! Mă bucur că suntem astăzi aici să vorbim despre un lucru important și anume despre coloană, pentru că o să vedeți, este un subiect foarte interesant. Ce reprezintă afecțiunile coloanei? Să știți că reprezintă un lucru foarte important, pentru că, în primul rând, coloana este foarte importantă. Să nu uităm că ea reprezintă cumva ax mundi, adică acel mijloc, acel reper, acel centru, acea aliniere divină între cer și pământ, pe care stă ființa umană, la care se centrează ființa umană, pentru că această coloană este exact pe mijlocul corpului și susține întreg corpul, făcând parte din sistemul osos, dar și din sistemul nervos, pentru că în mijlocul acestor alinieri de vertebre, tendoane, ligamente, stă măduva spinării, care este o prelungire a sistemului nervos. Deci, practic, toate afecțiunile coloanei sunt, de fapt, niște probleme ale oaselor, dar și ale măduvei spinării, ale sistemului nervos, cât de importante amândouă în toată filozofia corpului.